Bine ați venit la Jocul Minții, jocul cuvintelor în viață. Cuvintele produc fapte, în joc la noi cuvintele produc bani. Dați-mi voie să vă prezint invitații care luptă în seara asta pentru bani și încep cu Ionuț. Zic bine, pentru bani, sigur. Ionuț, nu? Da, sigur. Știi cât e litera la noi? 100 de lei. 100 de lei. Bun venit, Ionuț. Salut. Bine v-am găsit. Sunt curios care are cele mai mari emoții. Florentina. Da. Da? Cele mai mari emoții. Da? Hai, nu. Am revit pe parcurs. Zici? Da. Abia aștept. Marius, tot așa, cu emoții? Seara. Sunt ok. Unde stai, Marius? Apropiere de voi, la 10 minute cu mașina, da. Bucureștean? Nu, dar stau aici de 5 ani. Dar de unde ești? Aproape de Târgoviște. De Târgoviște? Da. Târgoviște. Să rămână Irina. Bună seara. Pregătită? Da. Și că lasă, mai încolo, lasă-mă pe mine, mai încolo. Gabi. Tot așa, mai încolo, mai să treacă emoțiile. E careva care are curajul să înceapă, să fie prima, primul. E... Marius? Poți să începi, da. Ești sigur? Da. A spart gheața, Marius. Hai, Marius, jocul cuvintelor, jocul minții. Bun venit, Marius. Extrem de politicos, îmi place asta la tine. Mulțumesc. Cu ce te ocupi? Asociator de zbor în prezent. Iată. Da. E boală profesională, dar nu e boală, e vorba aceea. Trebuie. De câte vreme ești însoțitor de... De două luni. Oh, de-abia ești la început. Da. Unde ai fost ultima dată? Unde ai zburat? Charleroi. Belgia, da, Belgia. Tu ești pe low cost, pe zboruri low cost? Da. Mai zboară, mai merg, așa-i? Da, foarte bine. Ce ai terminat? Ce ai făcut, Marius? Sociologie și asistență socială. Facultatea? Da. Și un master în devianță socială și criminalitate. În criminalitate? Da. Am lucrat și la bancă 2 ani și apoi am vrut neapărat să încerc jobul ăsta. Să vezi cum e să fii însoțitor de zbor. Da. Dar nu e o viață ușoară, așa? Te trezești uneori zborurile astea pe low cost, mai ales, pleacă dimineața la 4, la 5, la... Exact. La cât te trezești? Depinde. 3, 4, 5. Wow. Da. Poți să începi după amiază. Și... Te întorci. Dacă totul e ok, te întorci. Am o curiozitate, mereu m-am. Dacă e un secret, nu mi-l spune, nu de tine e vorba, în general. Cât câștigă un însoțitor de zbor care, uite, e la început, în primul an, de exemplu? Mai mult decât media în România, deci... Da? Ok, da. Adică se duce la un 3.000, 4.000? Peste, da. Peste 5.000? Da. Peste 6.000? Să spunem că... De acolo. Da. Nu-i vorba de tine, neapărat, de toată tagma asta. Undeva pe la 6.000? Da. Wow, da, nici viața nu e ușoară. Adevărat, dar se merită. Auzi, la noi 100 de lei litera. Dar, vorba ta, se merită. Exact. 4 minute am pentru tine, Marius. 4 minute. Câți ani ai? 25. 25 de ani. Îți dau un cuvânt cu care nu ești obișnuit. Mă și uit la tine. Dar deloc nu ești obișnuit. Adică nici nu intră deloc în vocabularul tău. A face cute la mine intră. A face cute adânci de expresie. La mine intră în vocabular. Riduri? E verb. Dacă zici a face, a râde. A mima. Fiat, 25 de ani. Am zis că nu intră în vocabularul tău. Nu ai așa ceva. Eu, uită-te la mine, am. Riduri. Cum? Riduri. Și verbul? A rida, Marius! A rida! Auzi. Cărpi jumătate de minut în jurul ridurilor. E ok. Cred că l-ai zis la un moment dat. N-am zis verbul, dar... Fii atent, ascultă-mă. Când știi cuvântul, pocnești butonul. Da. Și să ai curajul de a vorbi mai, să vorbești mai tare. Trebuie. Vă rugăm să vă puneți centura de siguranță. Yes, ladies and gentlemen. Tare, Marius. Da. Tu zbori... Eu îți dau un velier cu două sau trei catarge și pânze pătrate. Deci tu zbori, ăsta e pe apă. Tu ești însoțitor de zbor, ăsta e pe apă. Vapor, barcă... Mai de mult era vapor de comerț sau de război, era mai de mult. Dar trebuie să intre în 4 litere. Vase... Fii atent, ascultă-mă. E folosit ca navă școală. Literă? La noi îi zice, cel mai cunoscut e la Mircea. Du-te, că dacă am zis Mircea, trebuie să-i zici din prima. Îl știi, Florentina?
Brâu Mircea. Navă școală, nava școală. Te pricepi mai bine la engleză? Da. Să spunem, da. Da, 25 de ani. Zi-mi în engleză cum se spune la cărămidă. Hey, teacher, another, știi Pink Floyd? Nu. In the wall. Brațe. Brațe in the wall. Ăsta Mircea, nava. Bricu Mircea. Ah, nu, nu știu. Bricu Mircea și în engleză brick in the wall. Da. Asta este. O știe Irina? Bricu? Știai Gabi? Bricu Mircea. De la Mircea cel bătrân vine bricul Mircea. 200 de lei, 3 minute. Cel care și-a potolit pe deplin foamea, Marius. Literă. Sătul. Sătul. Hai să ne întoarcem în luptă, Marius. 600 de lei, bun. Fii atent aici, Marius. Aliajul ăla de cupru, aliajul de cupru și zinc de culoare galben-aurie, îi zice într-un fel. Metal. Uite-o Florentina deja dă din cap. Cum? Metal. Păi, e un material așa maleabil, ușor de prelucrat, Marius. E un metal, se fac diferite obiecte de instrument. Știi, Irina? Da. Obiecte, se fac obiecte, instrumente muzicale, de exemplu. Ok. Nu. Auzi, strălucește ca o fanfară în soare. E confundat uneori cu arama. Litera aia face diferența. Alamă. Aramă. Da. Alamă. Ai auzit de asta, Marius? Da, auzit? Da, de asta, da. Ne revenim și căsătorit, Marius? Nu. Prietenă? Nu. Încet, ai 25 de ani. Da. Ai timp berechet. Mă gândeam acum dacă ești căsătorit că ai fi prins cuvântul ăsta de la doamnă, de la soție, da, de la prietena, viitoarea ta prietenă, accesoriu vestimentar, decorativ, pe care femeile le poartă pe umeri. Așa, de obicei, acum nu... Literă. Fii atent, Marius. Eșarfă. Eșarfă, măi, fâșia aia textilă care se împodobește în gâtul, eșarfa. Perfect. 500 de lei. Se putea mai bine. Știu, dar bricul ăla Mircea. Ce să facem? Alama. Bric, alama. Da. A induce pe cineva în eroare cu viclenie. Literă. Deci cu viclenie, fii atent, că atrage pe sfoară pe cineva. A păcăli da. De 1 aprilie. Păcăli. Da. 800 de lei. Marius, există o imagine micuță venerată de creștini, uite. Nu știu dacă... Iconiță. Da. Ăsta e, Marius! Ăsta e cuvântul! Auzi, atât de mult, așa greu pornești tu ca mașinile diesel sau... Nu, doar că n-am știut bricul ăla și chiar o să caut să văd cum arată. Deci... Lasă bricul! Este avioane acum, ce să faci? Gata, brica! Marius, avem 1500, uită, da. Trecutul nu mai există. Gata. Care are un comportament amical. Dă-o din prima. Prietenos, da. Auzi, e conciliant, e Litera. Binevoitor. Este? Literă. 200 de lei. Nu amabil. Ai, se poartă prietenește. Amiabil! Da. Amiabil, Marius, bun. Îl știai, Gabi, amiabilul? Da. Lasă că veniți aici. 2000 de lei. E, din clipa asta mai avem 2 minute. Îți plac dulciurile? Da. Marius, da. Vezi că te pun la încercare. Îți plac dulciurile? Da. O știi pe aia, prăjitura aia autohtone cu ciocolată care are cremă de migdale? Amandina? Tu te uiți la mine? Amandina. Amandina, ai zis-o din prima, bravo, omule! Amandina, perfect! 2800, 1 minut și 52 de secunde. Fii atent, Marius. Verb la infinitiv ăsta, da? A cădea din nou.
într-un păcat sancționat, fii atent, penal. Literă. Deci sancționat penal, aici e secretul literă. Definiției. Încă o literă. Auzi, când nu te înveți minte și o comiți din nou, îi zice într-un fel, penalul ăla e, face diferența cuvântului. Deci nu te înveți minte. Ăla-i. Comiți o infracțiune după ce ai fost condamnat odată. Nu îmi zi în 10 secunde că nu găsim cuvântul ăsta. E extrem de simplu și folosit adeseori. Nu. Repeți un... Recidivist. A recidiva. A recidiva pe ultima secundă l-ai luat. Perfect. A recidiva. Da, știam de la master toate astea. Atenție la asta. Da. Dar știi. Nevertebrate. Nevertebrate ce au corpul acoperit cu o crustă de calcar și chitina. Chitina e o substanță care seamănă așa cu... Crustacee. Cu celuloza, ce tare ești, domnul. Excelent, crustacee. Bun. Zim un adjectiv din 9 litere, care a fost decriptat și înțeles. Literă. E bun asta. Literă. Încă o literă. I s-a deslușit în cele din urmă sensul, Marius. Literă. Una, două, trei, patru, cinci litere mai ai depus acolo și ai 4200 de lei. Și ai și timp, ai timp, ai un minut și 4 secunde chiar. Descifrat. Ăsta e! 4700. Ce greu început și ce bun final. Sperăm. Eu zic ce bun final, dar vezi că acum vin alea grele. Te poți duce la 6700. De tine depinde, Marius. Da. 25 de ani. Zic bine? Da. 25. Cel mai ușor cuvânt al serii. Nu știu dacă mai există vreunul mai ușor, dacă o să mai existe vreunul mai ușor. Ce baftă ai. Din 10 litere. Mamă, cât noroc poți să ai. Cât noroc poți să ai, Marius. La definiția asta știu răspunsul toți copiii care se uită la noi acum. Toți. Toți trecuți de clasa a 3-a, a 4-a știu care e cel mai mic număr prim format din două cifre. Toți copiii știu răspunsul. Nu, ai master în criminalitate, literă. Ai master în... Da, am emoții, literă. Dă-le, Doamne iartă-mă, de emoții. Cel mai mic număr prim format din două cifre. Matematica nu mi-a plăcut, am uitat să spun. Bun, dar asta e matematica aia de clasa a 4-a. Opusul numărului prim care e? Opusul numărului prim e numărul compus. Da. Ăsta e cel mai mic număr prim. Îți mai dau o literă? Da, încă o literă. Încă o literă. Ia gândește-te că număr... Număr prim. Îl mai mic. Nu. Auzi, ia toate numerele prime la rând, alea din... Cum e numărul... Domnul Master. Marius. Nu, că o dau cu masterul, cu tot. Lasă, domnul Marius. Număr cel mai mic, număr prim format din două cifre. Cel mai mic, mama lui, care e cel mai mic? 11. Da, prea târziu. Prea târziu. Eram 11. Prea târziu. Că-l știa Irina? Da. Cum, Doamne, iartă-mă, Gabi, emoțiile. Da. Marius. Da. Pe ăsta îl luăm, ca să ne ducem la 5100, da? Îl luăm, îl zic? Te rog. 20 de secunde e timpul. Ori prea devreme, ori prea târziu. Mă, niciodată la timp. Nu-i punctual. Deci e ori prea devreme... Adică ceva ce nu e literă. Niciodată, e un substantiv literă. Neutru. Literă. Nu e niciodată la timp, e compus, e un cuvânt compus. Literă. Fii atent că te ajut cu asta. Te ajută asta, cuvânt compus. Una, două, trei, patru, cinci, șase. Hai că poți. Auzi, oricând, numai atunci când trebuie, nu. Deci oricând, dar când trebuie, nu, niciodată. Inoportunitate, uite... În niciun caz nu e oportun. E
Și cântăreții care nu țin măsura sunt așa, care nu țin ritmul ca să te duc în zona de muzică. Nu, 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 bine. Când nu e niciodată la timp. Contratimp, ah, și ai zis că e făcut din două. Da, da, am zis că e din două. Asta este. Contratimpul era, îl știai, Flori? Da. Băi, cât de sus, îl știai, Gabi? Nu. Nu știai contratimpul ăsta? Nu mi-a venit. Nu ți-a... Mamă, și ce sus era Marius. Nici cu muzica nu le-am. Nici cu... Da, da, nu, că ăsta era contratimp. Da, da, da. Și am zis, e compus. Da. Avem 3500 de lei, Marius. 3500 e o sumă bună. Da. Depindem de ceilalți acum. Mulțumesc, Marius. Să fii mai bun. Mulțumesc și eu.